Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, de data asta încercăm un joc proaspăt lansat acum câteva minute, chiar dacă cred că a fost mediatizat deja pe Twitch, pe YouTube la greu de foarte mulți alți YouTubers, le streameri din afară, pentru că e naile, ei l-au primit probabil mult mai devreme. E bine, oameni buni, astăzi o să încercăm un joc numit Remnant from the Ashes. Este efectiv un Dark Souls cu arme, deci efectiv o să fie un third person shooter, dar avem creaturi și tot felul de boși, de bătuși, o să fie destul de mișto. Așa că dacă vreți o serie cu jocul ăsta, știți foarte bine ce trebuie să făcut. Trebuie să dați cât mai multe like-uri și să scrieți în comentarii acolo. Iar dacă vreți să facem serie, cel mai probabil o să joc pe Twitch și o să tai părțile nașpa de acolo și o să le pun după aia pe YouTube, încât să arate totul mai bine, pentru că dacă vreau să, dacă ar fi să filmez normal ca un joc, probabil mi-ar lua destul de mult timp. Dacă e cum am tot auzit că e un joc ca să cu Dark Souls, atunci cel mai probabil o să-mi ia ceva să bat câte un boss, așa că n-ar fi deloc plăcut să-mi petrec din timpul liber pe care îl mai am, să-mi petrec cât mai mult timp încercând să fac chestia asta. Dar trecem peste figura asta. Aparent ne putem face un caracter acum. Nu știu exact ce să fac, o să ne uite, ce avem cu bărbat, femeie. Arată destul de bine jocul, dar la maxim cu toate. Ne jucăm pe 2K, așa cum probabil deja v-ați obișnuit. Parcă n-aș vrea o freză de asta de gigel de ăsta. Stați două secunde, trebuie să rezolv ceva la placa de captură. Două secunde. Ok, super. Acum ar trebui să fie totul mult mai smooth. Bine că mi-am dat seama destul de repede. Ok, asta înseamnă cu mine, freză așa, full beard. Aș vrea parcă altă față, dacă se poate. Parcă nu. Merge, să zicem. Ok, merge. Colorul ochilor, îmi place așa cu albastru, sincer, nu știu ce. Skin tone, ok. Trebuie să-mi pun o zgârietură, ceva? Hai tot să pun una așa mai badass, zicem noi. Așa un mic mință de asta, așa. Ok. Ok. Asta nu-i vocea lui Lee din The Walking Dead? A, da, e. Ok, asta lăsăm așa, confirm. Friends only, select character, ăsta este, play the game. Ok, hai să vedem cum e. Sincer, habar n-am cum se joacă. Am văzut doar așa niște mici gameplay-uri în stânga și în dreapta și tot așa. Deci nu știu prea multe. Ia, hai să vedem aici ce e. I don't know. Îmi plac și cinematicile cum arată destul de bine și o joc. Adică, serios, vizual vorbim de fain. Better. Ok. S-ar putea să fie cam în ce joc, scuze, să vorbim și eu mai încet dacă e. Oh shit. The fuck, aia seamănă cu Bioshock la început. Oh. Mamă, ce sabie. Damn. Intro e destul de blană, sincer să fiu. Oh, vai. Am jucat și noi. Damn. S-am puțin cu mine acum, știi, caracterul ăsta. O, stai așa, acum te-ați dat mai tare de aici. Uitați să dau și de aici mai tare. Deci dacă e ce-l dau mai tare de aici. Am uitat cum plecam, dau mai încet de aici. Din ăsta. Și cred că pot să-l dau. Ups. Ok, mai încet. M-am dat la jumate. Zic cât de tare dacă îl dau mai încolo. Ok, deci vizual vorbind, jocul arată bine spre chiar super decent, aș zic așa.
Notice this will be joinable after tutorial. Deci după tutorial lumea poate să dea join. E fain că e și co-op. Deci dacă aveți prieteni cu care puteți să jucați jocul ăsta, care sunt dispuși să și-l ia și ei, cred că e destul de tare. Mi se pare că jocul nu este 60 de euro, deci s-ar putea să-l găsiți destul de ieftinache pe alte site-uri, dar bine, și pe Steam e destul de ieftin. Ok, avem aici ceva poțiune. Dă-o pe gât. Ok, super. Și avem poțiune, use one to restore health, dar mai avem doar o altă poțiune, nu cred că le pot folosi pe toate. Nu mai am poțiune, gata, aia a fost. A, se regenerează un pic câte un pic, oh. Oh, ok, dude. Doamne, ce creatură aia? Îmi place că am sabie, dar mai încolo o să devină shooter jocul ăsta. Mă, dar vizual arată super, îmi place grafica din el. Nu știu ce ziceți voi, dar arată super bine. Ok, deci e fix ca Dark Souls, nu știu acum la raportul de damage cât de mare e. Gen, cât de mult ți-ai damage, dacă ți-ai ca în Dark Souls sau nu. Dar toată lumea zice despre el că e fix exact ca și DS. Oh, arată cu topoare, ok. Nu văd să ai o stamina de care trebuie să te ocupi, deci... Oh, bă, da, ai o stamina, ok. Stamina probabil doar pentru dojuri și toate alea. Okidoki. M-am uitat în jur după loot dacă e sau ceva, dar presupun că nu e. Jocul ăsta mi se pare că l-am văzut la E3, dacă mai țineți minte. Am făcut ceva... Când am făcut video despre E3, v-am spus de el. Că pare interesant. Oh, God. Ok, bun. Bă, dar a plecat bossul de aici. Au pe cineva că se bate sau mi se pare mie? Ia uite și pe ăsta aici. Presa, dar asta știm deja cu melee attack-uri. Adică ce credeai asta, că dau dodge-uri până aici sau care e ideea? Deci cred că dreapta nu face nimica. Văd că poți face un fel de charge attack. Opa, opa, opa. Adică gen să faci, să împungi cu sabia. Dacă alegi destul de... Dacă alegi și după aia ataci. Dar... Nu văd alte creaturi. Adică astea sunt singure creaturi pe care le bate. Dar nu văd și alți oameni. Stai, asta vreau să mai zic. Oh! Ok, cinematic. Bă, ca prima impresie e destul de interesant. Parcă zic că s-o leacă Dr. Disrespect. Eu tot pe ăsta. Oh. Ai avut și gloanțe dacă e. Iai, de viața mea câtă toporul i-a dat. Trebuie să mergem, o să-l salvăm. Folosă și toporul ăla, man. Mai simplu. Ioi. L-am mai lovit toată. Mamă, dar nenorocesc ăștia. Ha, bobiță. Ah, și să mai vii să ajuți. E praf omul. Uh-oh. Mai mulți? Oh, mai mulți. Deschide boss ușa. What the fuck e și ăla? Aoleu, bobiță! Hai că parcă le facem față, dar nu prea. Măi, ești nebun? O să fac eu față la așa ceva. Am obosit și eu, cred. Au! Oh. Sunt viu, ești nebun? Bă, asta e bine, măcar știu că n-am murit. Dar te ia! Începutul e destul de tare, adică sincer îmi place cum a început toată acțiunea asta, așa cu creaturi, cu bio având un fel de misiune de îndeplinit. Ah, not bad. Oh, mă întreb cum de sunt viu.
Și îmi place când într-un joc îți creezi propriul caracter și îl vezi în cinematic așa cum e el. Salut, puștile! Cine ești tu? Commander Ford and Mr. Riegler found you outside. They brought you here. Okay. But they said Mark wasn't coming back. Never mind. Cred că era gen cel mai bun prieten al lui sau cea rudă, probabil. You should come see her when you woke up. She's in the room down the hall. Okay. She'll find a place for you. Everyone's got a place. Da, dar am nevoie de arme și stuff. Okay. Îmi place începutul jocului, să fiu sincer, cum am mai spus, pare destul de drăguț totuși. Deci, down the hall. Stai, down the hall înseamnă de-a dreptul înainte, nu neapărat că te scobore pe aici. Uite mă că ți arată de fapt punctul pe hartă, ce orbă-s. Sunt adevărat, cu adevărat orb. Ok, înapoi sus. Aici e, mouse. Am zis că merez bine. Hey there, tanti. Scuze, ți dau mouse-ul ăsta aici. You put up quite a fight outside our gates. Mm-hmm. Who are you? I'm Commander Ford. This is my base, and you, friend, are an unexpected guest. Și Marca la de afară? My job to know the kind of people I bring into Ward 13. Oh. We haven't seen a living soul on that shore for weeks. Deci suntem cumva blocați pe insulă blestemată sau ceva? Why you were really out there. Ah. No one has been in that tower in a very long time. But you've got no chance of getting there in this storm. Truth is, the ward has been cut off. Așa. We had to block the gates after we dragged you in. The root are everywhere. Pe bune, se numesc rădăcinile sau ce Dumnezeu? But now that you're here, I have an idea. I'll tell you what. You want to leave? You'll have to do something for us first. Sure. First, we need power. That storm knocked out our reactor recently. With enough power, we might be able to activate another way out of here. Și unde e reactorul ăsta? The reactor is on the lower basement level. There's a stairwell that leads down to it. Get it running, then come back here. Pare easy. Nothing around here is easy. Already lost a man down there a few days ago. I suspect the root have found a way in. Go check the root. About your blade. Și că vorbește de Groot, frate. Your fists will do much against the root. True. You do this for us and I'll make sure you get out of here. Poate nu vreau să plec de aici, poate să-mi placă locul ăsta. Find the reactor on the base lower level. Deci, trebuie să coborâm. Și pentru că trebuie să o luăm undeva pe aici. Pare logic într-un fel sau altul. Ok, pare interesantă povestea până acum. Adică, toată lumea e blocată aici. Ceva de genul ăsta. Și sunt niște monștri care cumva ne blochează accesul. Sau ceva în genul ăsta. Cred că am venit bine. Cred că de fapt domnul duc în... Wait. Seam că am trecut de reactor, probabil. Nu cred că e cum merat acolo. On the base is lower level. Asta ar trebui să fie un reactor aici, nu? Adică nu știu ce e drept. Oh, asta e, nu? Spec crystal. Ce-mi place vocea caracterului. Deci, cum am spus, cred că e Lee voice actorul. 100% e aceeași voice actor ca lui Lee. Ok, poți să interacționezi cu chestiile de pe aici, a? Deci mă, după ce dai drumul la curent, o să ai acces la toate. Ok, încerc să-mi dau seama unde ar trebui să merg, mai exact. Unde ar trebui să fie ăsta. Cu reactorul lui, cu tot. Ok, e un nene aici, a? Hei. Ce seamnă ăștia cu mine? Adică punctul de pe minimapă nu mă ajută cu nimic, arătul pe Wallace. E Wallace? A gun without bullets is just a crummy club. Ok. Hai să dăm aici dacă e ceva foarte folositor, nu știu.
Să poate în colo. Oh, asta e Medical World. Oh my gosh, ăsta e aceeași voce ca mine. Hey, Lee. Da, mi-a fost dor de vocea lui Lee. Serios, chiar mi-a fost dor de vocea lui Lee. A, uite mă că ăsta e nivelul mai jos de atât. A, bine. Asta e reactor, nu? Reactor level. Hei! Îmi place costumația ei destul de faină. Wow! Pe ușă? Wandering around down here. You're not from around here, are you? No. Ace. Ace Cotterill? You? Is that right? Well, you found it. Starting that relic could mean trouble, though. So, you ever start a reactor? No. Well, it makes a lot of noise, for starters. Lucky for you, it's just the press of a button on the terminal above us. Would have done it myself, but without knowing what might come sniffing around. The two of us, though. Maybe we got a chance. Okay, so I have an idea. De ce ar fi așa greu să apeși un buton? I'll help you kill whatever comes our way. You probably need a weapon, huh? Let's see if I can find you something. Ai vreo bâtă ceva pe aici? Oh, select an archetype. Ia să vedem ce avem pe aici. Deci avem Hunter. Hunter specializes in long range weapon, able and ultra precise hunting rifle and sturdy repeater pistol. Versatile scrap sword, deci are sabie. Their mod, Hunter's Mark, marks the enemy along the hunter to their teammates, așa, de ce se dă critică, de ce se poate spune o chestie acolo, să ce este, ex-cultist. Ex-cultist is a mid-range combatant, powerful coach gun, sturdy repeater pistol and deadly scrap hatchet. Ex-cultist controls mid-range, așa, and Mandarar cast the area effect. Oh, asta ar fi bună să am healing și ăsta, the scrapper, asta are ciocan, are shotgun. Hot shot imbues their ammunition, give it their fire. Ah, aș merge pe ceva mai safe, sincer. Da, aș merge pe ceva mai safe. Ok, super. Cum se schimbe armele? Ok, de pe rotiță văd că. Good to check your equipment. Ok, astea sunt ale mele. Adventure tunic și toate. Oh, ok, deci ai DPS și toate alea pe care le poți să ți le pui. Ok, drăguț. Drăguț, drăguț, cum ajung sus? Ok, pe aici. Ok, începe să-mi placă jocul. Nu știu cum dai pe melee. E, F, Q. Ok, while aiming your gun. Păi și cum... Oh, X to toggle weapon. Schimbe armele, ok, am înțeles. Aici vreau să spun că trebuie să vin să apăs un buton. Initialize reactor. Ok! Unde? Să supraviețuiesc 2 minute. Yo! Ok, boys. Ok, v-am zis că e third-person shooter. Oh, dau ăștia ceva pe aici. Ei, asta ce? Este shotgun? Oh, e hatchet-ul. Ok, vreau să văd cealaltă armă. Pușca. Ok, pușca. Ah, când nu țintez pot să dau melee. Ok, deci când țintez pot doar să trag. Ok. Deci nu e ca și cum pot să... Ah, bine mă, bobiță, am înțeles acum cum funcționează treaba. N-ar trebui să cobor să o ajut pe aia cumva? Yo. Păzea că vin acum. Ok, început să-mi placă jocul ăsta. Probabil că o să facem serie oricum pentru că îmi place jocul. Mă îndoiesc, vedem. Dar pe stream tot am să-l joc. Ok. Deci știi măcar să profit de hype-ul pe care încă l-are jocul. Nice. N-aș vrea că trebuie să apeși E de fiecare dată când treci pe lângă ceva muniție să o iei. Ești mă de aici. Oh! A, da, a trecut 2 minute, nici mi-am dat seama că a trecut 2 minute așa repede. Yo! A, mă vorbește caracterul. Nice.
Not bad. Did it. Saved your ass too. Hey, don't feel bad. We're alive and the power's back on. I call that a win. You must go check in with Ford. Okay, though. Visit my shop sometime, yeah. Oh yeah, the shop. Give you the need some help out there discount. Okay, dude. Okay, con discount letale. Okie dokie. Hai să ne cărăm de aici. Bă, mi-a plăcut, adică îmi place ideea jocului și sunt curios când o să ajung să ne batem cu boss, dar bine, probabil că bossii durează mult prea mult până când ajungem la ei. Așa că nu cred că o să includem vreun boss în videoul ăsta, dar hei, poate dacă vreți să facem serie cu el, zic și eu, wink wink, știi cum e? poate să facem serie cu el. Pare fain, adică mie mi se pare ideea destul de mișto. Hey, Lee. You're risking a lot for folks you don't know, stranger. Yes. You're trying to get yourself to that little island, yeah? No. Word moves fast, and there ain't many words left around here. Listen, friend. Come on, chips a killer. I want to help. You got a feeling of destiny about you. You're going to save the world, ain't you? That's the spirit. What kind of fuck seem to be? Ce mi-a dat la poțiun, presupun, nu? Many people can keep the spirits out there. Dragoon heart. An old friend told me this little bobble could keep you for death at bay. At least for a while. And if you're looking to buy other treasures for your travels, come see me. Ace has got her own space over there. Between us, we got all sorts of treasures. Nice. That stone there, free of charge. Take one more thing, Eleanor, Commander Ford. She knows more about that island that's on. Oh. Ask her about the founder of Ward 13. She'll get you on your path. Good to see your face. Dragoon heart. The Dragoon heart can be used to replenish lost cell. There are limited number of uses before its power is depleted. The charges and replenish after the checkpoint of dying. Deci astea sunt un fel de... Cum le zice, mă, fratelor? Astea sunt un fel de... Căcat. Estus flascuri, așa, mă, doamne. Stăteam aia să mă gândesc la... prostiile din Dark Souls. Vreau să zic că era din Bloodborne, dar după aia în Bloodborne sunt Blood Vial-uri și e ca poțiunea de jos de acolo, dar hei. Ok, deci văd că avem asta, putem folosi oriunde, putem da și cu mile pe aici. E zi ce ce Commander, poți să-i atac? Ok, deci sunt invincibil. Cu plăcere! Oh, e Dragon Heart, nu-i Dragon Heart. He wouldn't part with an artifact that powerful without a good reason. I suppose his notes would be useful to you. Very well. Reggie may play the old fool, but his judgment is rarely off the mark. You've proven yourself reliable, stranger. I'm willing to help you get on your way. Nice! But I doubt you'll last long out there without help. Go see Riggs and McCabe downstairs. They'll fit you with better gear. Oh, tare, vreau să văd ce gear putem să ne luăm. Nice! Hai să vedem, deci jos zicea să mergem, nu aici, cu McGabe și toate alea. In the armory. Nu înțeleg unde, nașpa că nu prea ți arată pe minimap unde ar trebui să fie. Apăs pe M, dar nu scrie nimica. Am să presupun că armoreria e undeva pe aici. Sau ceva. E vreo hartă? A, uite, aici s-ar putea să fie. Tu? Nu, nu e aici. Să fie mai jos? Director, ia mă, stai aici. Research, control, reactor. Reactor B1, control level 1. Upgrade your equipments with rigs in the armory. Păi și cum mă duc în armorerie? Sunt pierdut. Sunt chiar de-a dreptul pierdut. Ok, și așa acolo, cred că e în partea asta, la altă. Deci aici nu e nimeni. Asta m-am lămurit. Aici nu prea pare să fie vreo... Ok, tipul ăla a dispărut dintr-o dată, așa ca într-un foc.
Ok, deci cred că va trebui să coborăm, aici nu e nimic. Da, aici e useless, nu e nimic. Ah, stai mă că n-am stamina, mă, nu știam ce mai pot alerga. Mi-a obosit caracterul, ok, deci pe aici nu e nimic, deci să ne ducem jos, ok, jos să fie atunci. Bă, destul de tare jocul, sincer, știu, chiar cumva aveam niște mici așteptări după ce am văzut că e atât de mult hype pe internet și atât de multă lume se joacă. Am zis că, bă, probabil o fi vreo bălărie, poate joacă lumea doar pentru că e nou și auzi de el așa, dar, hei, jocul chiar e destul de tare. Că aș vrea să știu mie că aici jos sunt mai multe, World 13. Au, cred că aici e. Hello? Au, vreau să spun că trebuie să bași ceva acolo ca să deschizi. Că aici e blocat. Pe să spun că ăla, liconița aia de pe minimap înseamnă dificultatea pe care joc sau ceva. Am, unde e aia? Research, cred că aici e. Da, locul ăsta arată foarte primitor. No, înseamnă că era undeva sus atunci. Oh, cred că era în aceeași cameră cu tipa aia, tău. Dar știa că tot e jos și ai să găsești ceva, dar nu pare a fi aici. Adică am cam explorat tot ce era de explorat, nu credeți? Cred că am explorat fiecare bucățică de aici, dar nu e. Înseamnă că am venit o prost, mă. Deci World 13 nu e, atunci să-ți dăm la B1. La reactor, nu cred că are ce să fie la reactor, că pe aici tocmai ne-am fuțit și reactorul funcționează. Dacă deci sunt ceva iteme sau ceva. Îmi place că se încarcă destul de repede stamina, adică nu avem treabă. Ok, deci pe aici nu-i nimica. Tu dai mă ceva? Ok, deci nu-i nici aici. De Dumnezeu e... armoreria astuia. Adică, asta e la cam nașpa că trebuie să... A, uite-o aici. Cred că asta e. Mi-a dat ce o să găsesc. Ford's gonna give my time to every stray who wanders in. And we're having words. I'm McCabe. I'm the engineer. McCabe, iau-s la. A pain in my ass. Whoa. I'm not some scrap peddler. Got it? I don't upgrade trash. All right then. Let's see what we're dealing with here. This will help keep you on your feet, along with anyone else fool enough to join you. That's all you get for now. Get me more components and I'll make more. For a fee. Now get out of here. I'm tired of your yapping jaw. Yeah, yeah. Weapon mods. Oh, puteți să ne pune chestii pe arme. Equip mod. Mender's Aura creates a healing pool the last 10 seconds. Ia uite-te mă la asta. Și când zicea de pe F, gen F. Au, cumva arma arată mai diferit acum. Oh, da, arma arată mult mai diferit acum. Oh, asta e tare. What the fuck? Hey. Hey, it's good to see you on your feet again. Welcome to Ward 13. I did what I could to patch you up. You seem like a tough one, though. Name's Rigler. Rigler. Riggs. Okay. Well, your sword was pretty banged up in the fight. Not much I could do with it, I'm afraid. Peccato. The blade was shattered when we found you. Mostly scrap metal at this point. Ford mentioned we should help you get sorted for the city as a thanks for getting us out of the bind. Ah, maybe we can put your old blade to good use after all. Oh. Let me look. Scrap și iron. Oh, am obținut materiale. Of. Monk. Pot să-mi upgradez lucrurile? Ah, ia uite. Ok, vreau să upgradez asta. Cum fac? Upgrade. Ok. Oh, uite, am 20 DPS pe ea acum. That's pretty neat. Ce bine arăt! Mamă, zici că a venit ăsta, frate, Van Helsing aici, avere. We'd all be long gone if Ford didn't run a tight ship. She keeps this place going and helps folks like you.
Sună bine. Any weapon upgrades in the future, come see me. I bet Ford will see you fit to leave now. Here's hoping there's not an army of Deadwood waiting for you out there. Wow. Chestia aia zici că mai are puțin și duduie. Da, mă ară bine acum. Ară chiar foarte bine. Chestia asta îți dă ceva bonusuri. A, uite, third piece. 50% mod power. A, de sunt și seturi. A, și poți să-ți upgradezi aici. Mamă, câte lucruri sunt în jocul ăsta. Vere să fiu dacă nu. Dar, oameni buni, dacă v-a plăcut acest prim video din Remnant From The Ashes și veți vedeți mai multe video, știți foarte bine ce aveți de făcut, cât mai multe like-uri și comentarii la acest video cu Bob Rem serie sau ceva genul ăsta. Poate mă gândesc să facem serie cu el. Pare fain. Mi-am zis, pare fain și 100% cred că am să joc pe stream dacă e. Așa că, oameni buni, pe data viitoare, aici a fost Bob și ne auzim în video următor. Hai, pa, pa!